Imagini dramatice au fost surprinse pe litoralul românesc. Plaja din stațiunea 2 Mai a fost luată cu asalt de migranți. Sute de bărbați, femei și copii îngrămădiți pe două pescadoare au fost depistați în apele Mării Negre. Una dintre embarcațiuni a fost întoarsă din drum și trimisă înapoi în Bulgaria. Cealaltă a fost la un pas de un sfârșit tragic, după ce s-a izbit de stânci. Doi copii au ajuns la spital. Zorii zilei, plajele stâncoase de la 2 mai. Migranții sunt înghesuiți pe toate punțile embarcațiunii. Sunt de 4 ori mai mulți decât capacitatea vasului, 10 de familii cu copii fugiți din Iran și Irak. Dar și călăuze plătite cu bani grei să-i treacă în spațiul Schengen, bănuiesc autoritățile. Martor la operațiunea dramatică de salvare a fost jurnalistul Sorin Roșca Stănescu. A venit un vapor cu migranți, a încercat să eșueze. A fost semnalizat, nu s-a supus semnalizării. Tot ce vă povestesc acum se întâmplă de la ora 6. Migranții sunt trași ca să nu se lovească de stânci. După ce au fost la un pas de moarte, izbindu-se de stânci, escortați de navele gărzii de coastă, migranții au fost duși la mal în siguranță. A fost un moment în care acea embarcațiune a eșuat între niște stânci în dreptul localității 2 Mai. Am procedat la dezeșuarea acesteia, în momentul în care îi transportam, o parte din ei, doi sau trei, au sărit în apă. Am procedat imediat la salvarea acestora. La bordul embarcațiunii se aflau 96 de persoane, printre care și copii. În portul din Mangalia au fost amplasate corturi, unde aceștia se pot odihni, vor primi mâncare, dar și apă. 40 de bărbați, 21 de femei și 36 de copii scăpați din calea războiului și a sărăciei. Pentru doi copii, drumul putea fi mortal. În total, 4 oameni au fost transportați de urgență la spital. Restul au rămas în corturile ridicate în port. Epuizați după drumul extrem de periculos, copiii s-au prăbușit la pământ. Migranții nu iau în calcul întotdeauna pericolul la care se expun, pentru că mergând, deja urcând pe o embarcațiune de acest gen, ei se expun unui pericol. Această călătorie poate dura 3, 4, 5 zile. Deci 5 zile este foarte mult când vorbești de alimentație, de mâncare, de apă. Întreaga operațiune s-a desfășurat sub privirile îngrozite ale turiștilor. Eu sunt de acord să le acordăm ajutor, e un gest umanitar, mai ales că printre ei am înțeles că sunt și copii. De multe ori s-a întâmplat că n-au dat eșuați, nu? Prin bărci și abandonat și așa. E trafic. Ieri noapte, alți 120 de migranți depistați în zona comună de patrulare în apele româno-bulgare au fost întorși din drum. Veneau din Turcia cu ținta vestul Europei prin Serbia. Și am beneficiat de sprijinul autorităților turce care au trimis două embarcațiuni de mare viteză și de mare capacitate, care au venit în sprijinul poliției de frontieră și au preluat acel pescador. Să vină cât de mulți. Că avem o să-i băgăm. Anul acesta, numărul migranților intrați ilegal în România este de 7 ori mai mare decât cel de anul trecut. Numai în ultimele 24 de ore au fost depistați câți într-o lună a anului 2016. Cei 97 de migranți ajunși în portul Mangalia au fost deja amprentați, identificați și duși spre centrul de refugiați de la Galați.